Sponsorul emisiunii, Frau Erna. Bun găsit tuturor la o nouă ediție Moldova Economică, emisiune care aduce în dezbatere teme și subiecte legate de dezvoltarea regională, în ideea de a înțelege mai bine mecanismele de dezvoltare ale regiunilor, care de altfel au particularitățile lor, pentru a pricepe dezvoltarea economiei în ansamblul său. De altfel, televiziunea Prima News este singura televiziune națională care a inițiat un astfel de demers și are o astfel de emisiune. Dar să intrăm în tema ediției. Acum 6 ani de zile, în 2018, Iașu și Moldova au fost nevoite să lanseze acțiuni de protest tocmai pentru a atrage atenția asupra faptului că în această regiune nu se construiesc autostrăzi. Iată că Iașul astăzi are de dus o luptă oarecum asemănătoare de data aceasta pentru o altfel de autostradă, și anume o autostradă a energiei electrice de înaltă tensiune, pentru că Iașul, al doilea sau al treilea oraș al țării, depinde cine numără, este în pericol, este în riscul de a fi exclus, de a nu fi inclus în această rețea națională foarte importantă în care înconjoară teritoriul României, și anume rețeaua de 400 de kV. Iașul este lăsat la acest moment în afara acestei rețele, punând de altfel în pericol atât siguranța sa energetică, cât și dezvoltarea sa industrială viitoare. Este o temă în premieră, o discutăm astăzi cu invitatul nostru, domnul Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Iași. Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru inițiativă! Mulțumim și noi! Spuneți-ne de ce este această rețea de 400 de kV importantă și ce înseamnă o rețea de 400 de kV? Păi cum bine ați spus, vorbim de o autostradă energetică. Pentru că la nivelul României vorbim de un inel de 400 de kV care a fost proiectat acum mulți ani, care a fost gândit ca să acopere conturul României și să încerce să compenseze, să spunem, puterea pentru anumite zone care se dezvoltau foarte puternic. Și vorbim aici de zona Banatului, vorbim aici de zona nordului, nord-vestului României și evident ar trebui să vorbim aici de estul României. Din motive care ne scapă, sigur că acest subiect a fost deviat, a fost tratat așa cum au mai fost tratate și alte probleme ale regiunii de nord-est și iată ne trezim acum că suntem în lipsa unei rețele de 400 de kV, suntem în situația în care există o anumită nesiguranță în ceea ce privește alimentarea energetică a județului Iași și a zonei de pe Valea Prutului. Pentru că, totuși, indiferent de condițiile vitrice în care ne-am desfășurat până acum activitatea, această zonă, platformă, dacă vreți, a Iașului, a avut un trend de dezvoltare. S-au dezvoltat aici câteva parcuri industriale, s-au dezvoltat câțiva investitori care s-au bazat pe o putere energetică suficientă. Pe de altă parte, în ultimul timp a apărut și în județul Iași și pe Valea Prutului investiții în ceea ce înseamnă energia regenerabilă. O să rog regia să introducă prima hartă, tocmai pentru a ajuta telespectatorii să înțeleagă despre ce este vorba. Pe această hartă se pot observa linii roșii și verzi. Liniile roșii sunt cele care desemnează rețeaua de 400 de kV, deci rețeaua de înaltă tensiune, foarte înaltă tensiune, și cele verzi sunt liniile care arată cum arată rețeaua de 220 de kV. Se poate observa că intenția guvernului a fost să urmărim liniile roșii, de a închide un inel care urmărește perimetrul României, numai că avem o problemă în zona Moldovei și aici aș vrea să vedem a doua hartă ca să trecem un picuț mai în detaliu să puteți observa acest lucru. Deci trecem, vă rog, la a doua hartă. Putem observa că în momentul în care rețeaua de 400 de kV, cea cu roșu, ajunge la Smârdan, este proiectată ca rețeaua să meargă către localitatea Banca. Apoi, inițial, proiectul era să meargă spre Iași, da? Și apoi să meargă spre Bălți pentru a conecta se schide la Sculeni și avea un racord spre Bălți. Pentru a conecta cu Republica Moldova. Pe hartă se poate observa că proiectul s-a schimbat și de la Smârdan, deci de lângă Galați, merge către Banca,
apoi intră pe Valea Siretului și urcă pe Valea Siretului, unde deja, deja este. Exista o rețea de 400 de kilovolți, ajunge până la Suceava și apoi există proiectată o extensie către Bălți. De fapt, această linie Bălți, Suceava-Bălți, este deja în licitație, e vorba de 93 de kilometri pe teritoriul românesc, e vorba de interconectarea, să spunem, Republicii Moldova cu rețeaua europeană de înaltă tensiune. Așa este. Și dacă ne uităm pe hartă, mai bine pe prima hartă, vedem că la ora asta sunt două orașe importante ale României care nu au conexiune de 400 de kilovolți. Vorbesc importante din perspectiva polurilor de dezvoltare, a ceea ce înseamnă atractivitatea acestor poluri și posibilitatea de a dezvolta investiții eficiente. Și vorbesc aici de Timișoara și de Iași. Pentru Timișoara problema este rezolvabilă. Harta pe care ați prezentat-o are ca proiectare legătura între porțile de fer și Reșița, care deja este executată, mai rămâne doar să se finalizeze stația de la Reșița, iar de la Reșița la Timișoara mai sunt 100 de kilometri care vor fi făcuți în conformitate cu ceea ce ați spus cu partea aceasta de proiectare. Mai este ca și racord care, să spunem, va închide efectiv un inel, e vorba de zona Gădălin-Suceava, de traseul de la Cluj, practic, la Suceava. Deci prin partea de nord. Prin partea de nord. Și atunci se închide un inel, dar se închide un inel pe Valea Siretului, care, Valea Siretului este de mult racordată, stația de la Gutinaș, de lângă Bacău, este poate una din cele mai importante stații, alături de Isaccea și de cea din Olt, este una din cele mai importante stații de bifurcație, să spunem, a acestor autostrăzi energetice. Ei bine, așa cum se vede, era rațional și logic din punctul de vedere a oricărui cetățean care se uită pe această hartă, ca acest traseu de la Tecuci să nu se ducă la Gutinaș, adică la Bacău, să spunem așa, să facă un fel de bypass, practic, între cele două inele care erau în proiectare. Era normal ca să ajungă la Banca, așa cum era proiectarea, și să se închidă până la Sculeni cu linia care venea de la Suceava. Trecând prin Iași. Trecând prin Iași, evident, n-ai prin unde, prin altă parte. De altfel... Și era o zonă care asigura, practic, o dublă alimentare. Probabil s-a considerat că e prea multă energie pentru Moldova. Probabil că se consideră că Moldova nu are nevoie de industrie, dar nu doar industria clasică pe care o știm noi, cea cu laminoare, cea cu un consum la industria metalurgică foarte mare sau în siderurgie. Noi acum în Iași avem și industrii care sunt industrii moderne, industrii creative și care au totuși nevoie de resurse energetică într-o marjă foarte mare, plus de siguranță energetică, pentru că vorbim acum de, eu știu, de ceea ce înseamnă viitoarea dezvoltare, strategie de dezvoltare a Iașului. Și a zonei Văii Prutului. Eu tot în ultimul timp subliniez Valea Prutului pentru că în condițiile în care va fi terminată autostrada A7 și în condițiile în care nu va fi terminată în același timp sau se vor trena cumva activitățile pe zona autostrăzii A8, Valea Prutului va fi defavorizată în comparație cu Valea Siretului destul de mult. Și atunci trebuie să gândim ca de acum și până în anii 2030-2031 să avem condiții de competitivitate egale pentru posibilele dezvoltări economice din județele Galați, Vaslui, Iași, Botoșani. Am făcut de mai multe ori această mențiune că un traseu important, o linie de dezvoltare importantă care ar trebui să plece din Botoșani până la Galați, deci această Valea Prutului, a fost tot timpul lăsată deoparte, a fost defavorizată cumva, deși ar trebui să fie totuși o, să spunem, o rută importantă din partea de est a țării, legând o zonă agricolă importantă, Botoșaniu, de un port important, Galațiu, trecând prin, după cum spuneam, al doilea sau al treilea oraș al țării, Iașul. Sau, pe această... scuz că te întrerup, valorizând primul județ, cel mai mare județ al României. Iași, indiferent cum se numără, cine numără, județul Iași rămâne cel mai mare județ al României. E adevărat. Pe această linie între Botoșani, trecând prin Iași, Bârlad și oprindu-se la Galați, această Valea Prutului, pe această linie nu avem nici un proiectare, vreun drum
de mare viteză sau ceva care să sprijine, să ajute, să impulsioneze transportul, după cum spuneam, dintr-o zonă importantă, Botoșaniu, care este o zonă agricolă care produce destul de mult. Nu există, deci, după cum spuneam, nici o cale de mare viteză, nu există nici cale ferată și calea ferată de la Iași la Tecuci este neelectrificată. Ineficientă economic. S-a gândit la un moment dat și s-a propus guvernului ideea unui coridor Iași-Galați, care să cuprindă mai multe elemente de transport. Chestiunea asta a rămas oarecum în suspensie. Vreau să reamintesc faptul că chestiunea legată de închiderea acestui inel, pe care îl vedem că nu este un inel, deci nu are o formă, să spunem, rotundă care să urmărească perimetrul granițelor, ci face o buclă destul de accentuată. Da, și ciudată și surprinzătoare. Nu am reușit să avem până acum un răspuns de la Transelectrica, deși a făcut mai multe demersuri pentru a înțelege care a fost rațiunea acestei evitări a Iașului pe rețeaua de 400 de kV. Dar spuneam că discuțiile au început acum vreo 10 ani. Acum vreo 5 ani au fost niște discuții de a se face o linie de la Roman la Iași de 400 de kV. S-a abandonat și această idee și, după cum vedem în situația de față, Iașul este ocolit. De ce? Aveți vreo explicație cât de cât asupra acestei ciudățenii Noi putem găsi niște explicații, la modul rațional vorbind, putem găsi niște explicații dacă ne punem în postura, eu știu, a unor oameni care gândesc în parametrii, eu știu, care se centralizează pe ceea ce înseamnă sudul și vestul României. Una din explicații este că, într-adevăr, este o rețea aproape de graniță, aproape de granița Uniunii Europene. Și din punct de vedere, probabil, geostrategic, s-a gândit, domnule, prea aproape și, eu știu, prezintă riscuri. Dar raționamentul acesta nu poate fi valabil pentru noi, cetățenii de aici, pentru că asta ar însemna că suntem toți expuși unui anumit risc. Deci, din această perspectivă, avem credința că ne aflăm sub aceeași umbrelă de securitate ca și concetățenii noștri de la Brașov, ca și concetățenii noștri de la Cluj. Deci, din această perspectivă, posibil să fie o explicație. O altă explicație pentru ceea ce înseamnă traseul acesta e posibil faptul că, la ora asta, Transelectrica poate are rezerve, sau eu știu, poate are date care înseamnă că nu vor fi mari consumatori în această zonă. Este adevărat că la ora asta Valea Prutului nu are niște investiții consistente, dar aici fac o paranteză. Întreaga regiune de nord-est a României nu are investiții consistente, pentru că din toate investițiile străine directe în România, da, din toate investițiile, în regiunea de nord-est a României vin 2,5% până la 2,8%. Atâta tot există în regiunea de nord-est. Da, dar putem spera că lucrurile se vor schimba în condițiile în care infrastructura rutieră mare și cea de cale ferată... Eu încercam să găsesc o justificare pentru cei de la... Se vor dezvolta. Asta este și credința noastră. Odată ce va fi finalizată A7, e clar că vor fi atrași investitorii, mai ales cei din București vor fi atrași spre a-și duce activitățile până în zona Bacău-Pașcani, poate, dar eu încercam să găsesc un raționament pe baza căruia s-a modificat acest traseu. Deci s-a modificat radical, da? Ca să scoți din acest joc, din acest traseu, din această măsură de siguranță națională, dacă vreți, să scoți al doilea, al treilea oraș al României, trebuie să fie o explicație destul de puternică. În discuțiile mele cu... În documentarea acestui subiect, în discuțiile mele cu specialiștii din Transelectrica și din alte companii asemănătoare, a reieșit cumva ideea că a fost o decizie care să nu implice riscuri. Iașul are două linii de 220 de kV. Să văd aici cu verde, una vine din nord, de la Suceava, la Iași, și una dublă care vine din sud, ca să implementeze o linie de 400 de kV, a fost ideea de a închide una din aceste rute,
da, pentru a transforma în rețea de 400 de kV, dar problema este că nu poți să lași Iașul alimentat numai de o linie. Este extrem de periculos. Acest lucru se poate face numai dacă o faci pe termen scurt, adică chestiune de ore și nu chestie de luni. Haideți, sau poate fi un argument tehnic treaba asta, dar dacă o luăm ca simpli cetățeni, ca să folosim o expresie consacrată, nu-i problema noastră. Dar din punct de vedere tehnic, linia de 400 de kV să fie executată, iar schimbarea de pe un traseu pe altul, de pe o linie pe alta, e o chestiune de acum tehnică care putea fi anunțată din timp. Deci nu vorbim mai, nu suntem aici în Africa și nu avem mijloace de anunțare, de comunicare. A existat și argumente economice, și anume că e mai ieftin, mai economic să legi Suceava de bălți decât Iașul. Iarăși o chestiune... Domnul Radu, aici mă provocați, pentru că în ultimul timp auzim că tot ceea ce se face în Moldova este prea scump. Este, dacă vreți, cea mai scumpă investiție publică din România, cea mai grea investiție publică, că avem o autostradă care trece Munții Carpați la o înălțime mai mică decât trece Mestecănișul sau Pasul Predeal. Deci la Ditrău, la Tulgheș, acolo avem un pas care are 1000 de metri înalți, mă scuzați de expresie. Deci, noi aici în zonă ne-am cam săturat de aceste argumente că avem cea mai scumpă, cea mai grea. Nu e nici cea mai grea, nu cea mai scumpă. Dacă vreți să vă dau segmentul cel mai scump de investiție, vorbim de centura de vest a Timișoarei, care practic e o centură pe trei sferturi suspendată, trece peste calea ferată, trece peste alte drumuri, peste râul Bega. Deci acolo, din nu știu câți kilometri, 20 de kilometri, vreo 15-16 kilometri autostradă suspendată. Acolo vorbim de chestii scumpe. Aici, la noi, vorbim de o trenare a ceea ce înseamnă orice fel de investiții. La noi toate durează, la noi toate pierd tempourile, inclusiv autostrăzi, inclusiv tronsonul de cale ferată. Trebuie să mai vină un război din Ucraina ca să mai impulsioneze ceva. Chestiunea asta este revoltătoare pentru antreprenorii ieșeni, pentru că până la urmă și noi suntem contributori cu taxe, până la urmă avem dreptul la o competitivitate egală, iar această competitivitate trebuie asigurată de infrastructura terestră, care înseamnă rutier și feroviar, de infrastructura aeriană, care înseamnă aeroport, de infrastructura energetică, care înseamnă, iată, inelul de 400 kV, nu înseamnă neapărat doar siguranță mai multă, înseamnă și o rezervă de putere mai mare, înseamnă posibilitatea de a dezvolta investiții care, chiar dacă acum nu mai scot fum, să spunem așa, nu mai e la minor, nu mai e siderurgie, dar sunt investiții consumatoare de energie, pentru că știm foarte bine, până și generarea bitcoinului, a celebrei monede cibernetice, necesită un volum de energie năpraznic, uriaș. Ce vorbim aici? Nu avem nici jumate din România, n-ar putea să asigure consumul mineritului acestei, mineralizării acestei monede. Da, păi să vorbim acum de un cloud. Și în industria, și în industria de IT, cloud, de exemplu. Da, de un cloud care înseamnă servere. Noua vedetă, inteligența artificială este mare consumator de energie. Sigur că da, un cloud, indiferent că va fi guvernamental, poate, dar poate și privat, are nevoie de energie, are nevoie de stabilitatea acestei energie, de stabilitatea sursei. Știm cu toții că orice calculator are surse de rezervă de alimentare. Vorbim aici de tot ceea ce înseamnă racordarea prosumatorilor și a furnizorilor de energie eoliană și fotovoltaică în rețea. Nu ai posibilitatea să te racordezi în rețea, trebuie să montezi baterii. Este foarte scump să montezi baterii. Deci o sumă întreagă de tehnologii inovative, tehnologii moderne, au nevoie de energie de capacitate mare. Nu vorbim aici de o rețea de 110 kV curent. Deci această rețea de 400 de kV nu numai că aduce energie, dar și preia energie absolut, de la noile tehnologii, fotovoltaice sau drept dovadă că avem eoliene. Investiții foarte mari în rețele de 400 de kV. Uitați-vă și noastră, în Dobrogea, sunt, cred că, 7-8 linii la ora asta în construcție de 400 de kV, pentru că parcurile... Dar pe acolo trece și singura rețea de 700. Da. Trece rețeaua de 700 de kV, sigur, trece din Ucraina în Bulgaria. Era joncțiunea între rețeaua fostă rusească și alimentarea Bulgariei, care avea nevoie de energie și o importa în mod normal din Rusia. Da, ce să spunem? Sunt mai mulți factori care ar justifica și ar reglementa necesitatea unei rețele de 400 de kV,
Drept dovadă că în Europa acesta este trendul, deja în Europa vorbim de 700 de kV, deja eficiența transportului energetic și prețul, costul energiei este afectat de transportul pe aceste rețele. Vreau să vedem și a treia hartă pe scurt. Este vorba de ariile parcurilor industriale din România. Se poate vedea, deci cu cât bulina roșie este mai mare, cu atât suprafața parcurilor sau suma parcurilor industriale este mai mare, se poate vedea o diagonală plecând cumva din zona Constanței, mergând spre Oradea, este o diagonală a dezvoltării în România. România este o țară cu mai multe viteze, din păcate. Este o diagonală a dezvoltării tocmai pentru că această dezvoltare a fost atrasă de rețeaua de autostrăzi, de rețeaua de infrastructură mare. Aș vrea să trecem și la harta cu Moldova. O secundă. Da, nu... E o hartă pe care este similară cu cea de pe autostrăzi. Dacă vă amintiți, noi acum câțiva ani am promovat o hartă care pleca o diagonală de la Satu Mare până la Constanța. Tot ce era deasupra acestei diagonale era 0 km de autostradă, tot ce era sub această diagonală se reflectă și în parcurile industriale. Vedeți, dacă tragem o diagonală de la Satu Mare, din colțul de nord-vest al României până în colțul de sud-est, veți vedea că sunt parcurile, putem să le numărăm, cred că pe degetele a două mâini. Și vreau să vedem și harta cu parcurile industriale din Moldova. La acest moment sunt undeva la 220 de hectare de parcuri industriale, nu am socotit și platformele și nu știu ce, dar sunt în proiectare mult mai multe. Prin urmare, într-un orizont de 5 ani este de așteptat ca în Moldova să avem undeva la 560 de hectare de parcuri industriale. Iașul are în pregătire 220 de hectare în dezvoltare de aceste parcuri. Autostrada 8 care va veni către Iași va aduce și investitori și probabil o parte dintre acești investitori vor dori să dezvolte capacități industriale consumatoare, mari consumatoare de energie, mă gândesc. Ei vor fi descurajați de faptul că inelul de 400 de kV nu trece prin Iași, prin urmare Iașul nu are cum să le pună la dispoziție unor consumatori mari capacitățile de care au nevoie energetice. Da, ce să spun eu, sigur că aparent așa cetățeanul de rând nu-l afectează această problemă, dar un investitor serios, un investitor mare, un investitor care vrea să dezvolte aici o investiție pe măsura potențialului, vorbim de companiile mari, românești sau străine, multinaționale, sigur că se interesează și vede ce avize de putere obține. Ori dacă noi ne ducem acum în parcul industrial Miroslava, vom vedea că rezerva de putere acolo este aproape limitată de zero. Ce concluzie am putea avea legat de această temă pe care abia am început în această emisiune? Da, vor mai fi emisiuni care vor aborda... Tema asta, domnul Radu, a fost estompată de mobilizarea noastră pentru autostrada 8. Este clar. Dar este în egală măsură de importantă această investiție în aducerea zonei de nord-est a României pe condiții de posibilități de investiții și mai ales de refacerea acestei axe a Moldovei tradiționale, ștefaniene, de o parte și de alta a Prutului, aceste axe despre care foarte bine spuneai, Botoșani, Iași, Galați. Asta era axul comercial al Moldovei, pentru că aveam și Basarabia, era și estul și vestul Moldovei. Este important să echilibrăm, să nu se ajungă în situația în care fie Iașul să rămână un oraș la capătul linii defavorizat, fie să ne centralizăm că Iașul este capitala regională și să cădem în păcatul celor de la București. Ați făcut niște demersuri către premierul Ciolacu legat de acest inel de 40 de kV de mai multe ori. Ce răspuns ați primit? Bun, răspunsul a fost că se va studia problema, se va discuta cu Transelectrica, dar un răspuns, ca să spunem așa, încurajator pentru noi, nu l-am obținut. Noi am venit și cu o alternativă, dar nu are acum rost să divagăm de la subiect. Important este ca presiunea publică pe care o punem acum pe acest subiect să vină și să se facă simțită în ceea ce privește strategia pe care o adoptă România pentru dezvoltarea regiunii de nord-est. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Este o primă emisiune care abordează această, să spunem, inechitate legată de dezvoltare la care este supusă capitala Moldovei. Vom reveni pe subiect. Aceasta a fost ediția
emisiunii Moldova Economică din această săptămână. Nu uitați, este foarte important să înțelegem mecanismele de dezvoltare ale regiunilor pentru a înțelege tabloul general de dezvoltare a economiei naționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. La revedere! Sponsorul emisiunii, Frau Erna.